O șoferiță dintr-un oraș din România a sunat la 112 să-l reclame pe polițistul de la circulație care i-a cerut să se legitimeze pentru că parcase pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc în fața unui liceu, acolo unde aglomerația este foarte mare și locurile de parcare sunt insuficiente. O femeie de 33 de ani din Arad a fost sancționată de polițiștii biroului rutier pentru nerespectarea indicațiilor polițiștilor și refuz de legitimare. Femeia ar fi parcat pe trecerea pentru pietoni din fața unei unități școlare din municipiu și ar fi refuzat să se pună în mișcare la solicitarea echipajului de poliție care se deplasa pe bulevardul general Dragalina. Totodată, femeia ar fi refuzat în repetate rândul să prezinte polițiștilor documentele de identitate, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Mădălin Herbei. Surse din cadrul IPJ au adăugat că femeia a sunat la 112 în timp ce echipajul încerca să o convingă să se legitimeze. Ea a reclamat că polițiștii urmau să ia permisul și să o amendeze. În urma apelului, alte echipaje aflate în zonă s-au deplasat la locul incidentului, ceea ce a atras atenția mai multor trecători care s-au oprit pentru a asista la disputa dintre șoferiță și agenți. În cele din urmă, polițiștii au dat o amendă de 2490 de lei pentru nerespectarea indicațiilor polițiștilor și refuz de legitimare. Totodată i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile. Relatează știrile protv.ro